Bun găsit, doamnelor și domnilor! Chiar în aceste momente, soarta conflictului dintre Israel și Hamas este decisă la Cairo, acolo unde are loc un summit cu peste 20 de lideri internaționali. Președintele Egiptului spune că vrea ca la finalul acestei zile să se găsească o soluție pentru criza umanitară din fâșia Gaza, pentru că aceasta pare a fi prioritatea. De la așa anumită întâlnire pentru pace lipsesc însă reprezentanții Statelor Unite, ai Israelului și a Iranului, motiv pentru care mulți analiști s-au arătat pesimiști în legătură cu șansele că această întâlnire să rezolve ceva concret. Nici ofensiva israeliană nu s-a concretizat încă și este greu de crezut că ea va avea loc în scurt timp, de vreme ce o intervenție în Gaza ar duce la moartea multor civili, ceea ce ar inflama și mai mult spiritele. Și apropo de Gaza, aici a fost deschisă timp de o oră granița cu Egiptul, cât să treacă cele 20 de camioane cu ajutoare umanitare. Cetățenii înfometați și speriați din Gaza rămân captivi în acest teritoriu și așa distrus. Între timp, o alertă de nivel maxim a fost emisă de Israel pentru cetățenii săi. Părăsiți cât mai repede cu putință Egiptul, Iordania și Marocul. Și chiar dacă sprijinul moral față de palestinieni a fost consistent, de ajutor palpabil, nu poate fi vorba din partea Egiptului, cel puțin, care își menține decizia de a ține închise granițele pentru refugiații din Gaza, cu excepția celor răniți. Declarația fermă a fost făcută de ambasadorul Egiptului la București. The Egyptian stand is very clear. We are talking now about allowing humanitarian assistance through the Rafah borders. Unfortunately, the Rafah borders is still not 100% functional. So I think today the first batch of assistance would be inside. For accepting refugees, it's according to humanitarian rights, we are going to accept some injured, but not refugees, because this will be emptying the Palestinian coast from its main principles. Palestinians must stay in Palestine. Analistul de politică externă Costin Ciobanu, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Din câte se vede în acest moment, cel puțin, cea mai gravă situație este cea din fâșia Gaza. Sunt o grămadă de oameni ținuți ostatici acolo, pentru că pe lângă ostaticii care au fost luați de gruparea Hamas, vorbim de alți 2 milioane de ostatici, oameni care nu pot să iasă, sunt inclusiv români acolo, sunt persoane cu dublă cetățenie. Inițial s-a spus că ar fi putut să treacă în această dimineață prin punctul de trecere de la Rafah, dar nu, acest lucru nu s-a întâmplat. Adică doar o oră a fost ținută deschisă cât să treacă cele 20 de camioane, care sunt oricum o glumă pentru 2 milioane de oameni înfometați și care nu mai au casă și care sunt într-o situație cumplită. Exact, pentru că estimarea Organizației Națiunilor Unite ar fi că ar fi nevoie de 100 de camioane care să intre în Gaza, având în vedere nevoile umanitare de acolo. Ca să ne facem, ca să avem un termen de comparație, înainte de 7 octombrie, intrau în jur de 450 de camioane în Gaza. Însă ceea ce vedem, așa cum remarcat foarte bine și dumneavoastră, este ceea ce spunea la un moment dat un președinte francez, că Gaza este cea mai mare închisoare în aer liber din această lume. Situația din Gaza nu s-a schimbat de la impunerea acestei blocade după 2005, când Israelul a părăsit Gaza, când a cedat administrarea către palestinieni și apoi în urma alegerilor care au avut loc și războiului civil, Hamas a preluat controlul acelei zone. E clar că aici vorbim despre o problemă nerezolvată, ceea ce vedem în aceste zile după atacurile teroriste de neimaginat ale Hamas, este faptul că această problemă palestiniană la un moment dat va trebui rezolvată, pentru că altfel nu există pace în regiune. Ați văzut atitudinea extrem de directă și intransigentă din partea Egiptului, care are foarte mari probleme în a permite accesul refugiaților în acea zonă, pentru că ține de rezolvarea mai amplă a problemei palestiniene. Nici Iordania, nici Egiptul nu vor să primească refugiați, pentru că acest lucru ar însemna o rezolvare a problemei palestiniene, care ar aduce aminte de prima catastrofă din 1948.
Situația e la momentul acesta foarte, foarte tensionată, din păcate, și nu există perspective pe termen lung în legătură cu ceea ce se va întâmpla cu Gaza. Am văzut un plan propus sau o anumită strategie a armatei israeliene, însă nu este clar nici măcar ce se va întâmpla dacă Israelul va intra acolo și reuși să elimine Hamas, pentru că nu se știe cine poate să administreze Gaza într-o manieră care să țină cont de interesele umanitare și interesele acelor oameni. Gândiți-vă, din punct de vedere economic, la acest moment, produsul intern brut în Gaza, dacă putem vorbi așa, este la jumătate față de cât era în 2007 când Hamas a intrat acolo. Este chiar la o treime față de Cisjordania, care nu e într-o situație extraordinară. E o foarte mare dramă economică și umanitară care este folosită de teroriști, din păcate, și e foarte greu de găsit o soluție pentru această chestiune. Măcar problema umanitară să fie rezolvată în zilele următoare e un prim semn important pe care îl vedem astăzi cu cele 20 de camioane, însă la acest moment e doar o picătură de nevoile care există în Gaza. O să vă rog să rămâneți, domnule Ciobanu, în legătură telefonică directă cu noi, pentru că poate primim niște date noi în legătură cu românii care sunt în continuare captivi în fâșia Gaza. În legătură telefonică directă cu noi, domnul Radu Filip, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe. Bună ziua! Bună ziua! Ce date aveți? Aveți vești de la ei? Ce se întâmplă acum? Așa cum știți și cum v-am spus, păstrăm în permanență legătura cu cetățenii români, cu cei peste 200 de cetățeni români aflați în fâșia Gaza. Ați văzut și dumneavoastră, au intrat o serie de camioane care transportă ajutoare umanitare. Din păcate, vorbim despre acele ajutoare umanitare furnizate de Organizația Națiunilor Unite, anunțate în cursul zilei de vineri de către secretarul general al ONU, Antonio Guterres. În continuare, așteptăm posibilitatea ca în momentul în care cetățenii români vor putea părăsi fâșia Gaza în condiții de siguranță, să putem să le oferim ajutorul și sprijinul în vederea evacuării în condiții de siguranță. Dar la cum arată lucrurile acum? Aveți dumneavoastră informații cum că va mai fi deschisă granița în următoarele ore? Nu am aceste informații. Noi, v-am spus, suntem pregătiți. Continuăm prin intermediul misiunilor diplomatice de la Cairo, Tel Aviv, dialogul cu autoritățile israeliene și cele egiptene pentru a asigura condițiile necesare în vederea evacuării cetățenilor români din fâșia Gaza, care ne-au solicitat acest lucru. Celula de criză menține în continuare coordonarea cu celelalte state și organizații internaționale care au cetățeni sau funcționari pe teritoriul fâșiei Gaza în vederea evacuării în condiții de siguranță. Dar acest lucru este greu de realizat, dacă putem să ne gândim, domnule Filip, pentru că li s-a recomandat tuturor celor care au dublă cetățenie, li s-a recomandat bună oară și cetățenilor americani. Ieșiți acum când e deschisă granița de la Rafah. Asta nu s-a întâmplat. Nu aș vrea să confirm aceste informații. Nu, recomandarea aceasta, nu știu pe ce canale a venit. În continuare, în momentul în care condițiile vor permite ieșirea în siguranță, atunci putem sigur să intervenim și noi. Dar pentru asta ar trebui să fie deschisă granița o perioadă îndelungată, să se evite o busculadă, că probabil în momentul ăsta se calculează șansele ca această busculadă să fie ținută sub control, pentru că vor încerca atunci, vor da bulu cu toții, vor încerca să iasă cu toții din fâșia Gaza. Nu se știe cine vor fi acești oameni, că probabil ar putea prin busculada aceea să nimerească și simpatizanți Hamas, ajungă în teritoriul egiptean dintre ei, nu? Teroriști afiliații Hamas, ajungă tot felul de oameni care nu ar avea ce să caute acolo, printre refugiați, printre oameni care au nevoie reală de ajutor. Nu? Bănuiesc că asta e până la urmă miza și de asta se amână momentul.
Important este ca cele două părți să găsească soluțiile tehnice, mă refer la partea izraeliană, partea egipteană, toți cei care au acces în acea zonă, să asigure condițiile tehnice pentru ieșirea în siguranță de pe teritoriul fâșiei Gaza. Tocmai pentru a nu crea acele incidente de care vorbeați și dumneavoastră. Și încă o întrebare, astăzi a venit un anunț și în ceea ce privește zona de sud a Libanului. Și o să vă rog să ne detaliați puțin, tocmai pentru că e vocea oficială, practic, a Ministerului de Externe. Da, am transmis, așa cum bine ați spus și dumneavoastră, am actualizat avertizmentul de călătorie pentru Republica Libaneză în contextul deteriorării de situației de securitate din regiune. Astfel, recomandăm ferm părăsirea imediată a zonelor din sudul Libanului, regiunea din sud a râului Litani, având în vedere confruntările armate recente din zona de frontieră libanezo-izraeliană. Recomandăm de asemenea evitarea tuturor călătorilor în Liban, iar cetățenilor români care se află deja în Liban să evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii pe teritoriul acestui stat. Datele de contact ale misiunii noastre diplomatice sunt pe site-ul nostru. Noi suntem în contact cu cei care se află acolo. Recomandarea o reiterăm și mulțumesc pentru această oportunitate să se evalueze încă o dată cu întreaga responsabilitate dacă este necesar sau nu să rămână pe teritoriul acestui stat. Mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Radu Filip a fost purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Da, un anunț important, Costin Ciobanu, și pe care am vrut neapărat să-l punctăm, pentru că, iată, nu vorbim doar de Fâșia Gaza, nu vorbim doar de ce se întâmplă acolo, vorbim și despre Liban, pentru că lucrurile se pot complica oricând, se pot complica inclusiv în Europa, în zone în care există deja populație radicalizată și care pare în acest moment destul de greu de ținut sub control. Vedem ce s-a întâmplat în Bruxelles. Am avut într-adevăr aceste atentate. Am avut atentatul din Franța, am avut atentatul din Bruxelles. Avem alerte de atentate teroriste peste tot în Europa. Nivelul de securitate este unul foarte ridicat, tocmai pentru că există foarte mulți simpatizanți. În astfel de momente de mare emoție, avem lupi singuratici sau putem să avem celule care se activează pentru a-și îndeplini obiectivele politice. Din păcate, modul în care Europa, în special Europa de Vest, a gestionat aceste probleme în trecut, creează probleme de securitate și cred că o să discutăm foarte, pe măsură ce acest conflict va continua, vom discuta tot mai mult în Europa despre problema migrației, despre modul în care Europa trebuie să-și protejeze cetățenii, pentru că este un climat de insecuritate în această perioadă, care poate lua la și consecințe politice dacă ne gândim la alegerile de anul viitor. Tocmai, și dacă e să vorbim despre situația de moment și despre acea anunțată ofensivă, este greu de crezut că ea se va petrece având o criză umanitară în desfășurare. Probabil, măcar, faptul că se desfășoară acest summit la Cairo să aibă o foarte mare însemnătate, pentru că dacă nu rezolvi problema cât de cât, dacă nu gestionezi cât de cât situația din fâșia Gaza, putem să ne gândim acum și fără să fim analiști politici sau analiști de politică externă, nu ar avea cum să se petreacă nimic acolo, ar fi un masacru dacă ar interveni armata israeliană, nu? Problema e, într-adevăr, așa cum remarcați, una extrem de complicată, pentru că avem dimensiunea umanitară, avem una dintre cele mai mari densități de populație din lume, având în vedere ce face Hamas încercând să folosească populația civilă ca scut, probabilitatea de a avea victime civile în cazul unei intervenții la sol este extrem de mare și atunci problema umanitară e de primă importanță. Avem a doua problemă, cea a ostaticilor. Sunt peste 200 de ostatici. Știm foarte clar cum se uită statele vestice la aceste teme. Știm cât de importantă este acest subiect pentru Israel. Și există tema a treia, care ține și de ceea ce se discută astăzi la Cairo. E vorba de potențialul ca acest conflict să se extindă la nivel regional. Nimeni nu vrea
să avem un nou război în Orientul Mijlociu. Pacea de acolo, în general, e, cum știm foarte bine, siravă și trebuie ca fiecare gest să fie analizat, pentru că ați văzut acele proteste, a fost o reacție imediată și extrem de directă și brutală din partea populațiilor. Există foarte multă presiune asupra guvernelor din regiune atunci când vezi aceste proteste. Toată lumea se gândește la momentul primăverii arabe din 2011. Deci sunt foarte multe lucruri de ținut în balans, pentru că nici măcar nu e vorba de stabilitatea regională, e vorba de impactul la nivel global. Dumneavoastră vorbeați foarte bine de Europa. Se poate vorbi de atentate teroriste, se poate vorbi de un nou val de refugiați. Eu am reținut, am văzut în presa internațională o reacție a unui oficial egiptean care, fiind chestionat în legătură cu faptul că nu acceptă refugiați din Gaza, a spus: de ce nu-i luați voi în Europa? De ce nu luați voi încă 1 milion de refugiați în Europa dacă vă este teamă de respectarea drepturilor omului? Deci toate aceste chestiuni au un potențial foarte mare de destabilizare. Și în mod cert, atunci când președintele Biden a fost în Israel, în discuțiile private, dar și în discursul public pe care l-a avut, a adus în discuție care sunt potențialele riscuri ale unei intervenții care nu este suficient de bine gândită sau care nu ia în considerare toate elementele într-un cadru atât de volatil și plin de emoții. Da, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Costin Ciobanu, în legătură telefonică directă cu noi. Fiecare ostatic trebuie eliberat, este mesajul ferm al secretarului de stat american Anthony Blinken, care a confirmat într-o conferință de presă că negocierile pentru eliberarea celor aflați în mâinile teroriștilor Hamas sunt în plină desfășurare. Auzi, Sabin? In the relief that their families, friends and loved ones are feeling. But there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for in this conflict. We know that some of them are being held hostage by Hamas, along with an estimated 200 other hostages held in Gaza. They include men, women, young boys, young girls, elderly people from many nations. Every single one of them should be released. Since the earliest hours of this crisis, the president has made clear that he will do everything possible to secure the release of every hostage. During my own recent travel to the region, I emphasized the urgency and importance of this to the United States and pressed our partners to do everything they can to help us secure the release. Since that time, we've continued to work relentlessly with partners to do just that. I can't speak publicly about the details of these efforts. I know you understand that. But the urgent work to free every single American, to free all other hostages, continues, as does our work to secure the safe passage out of Gaza for the Americans who are trapped there. In this particular instance, I want to thank the government of Qatar for their very important assistance. Și vă spuneam, sunt măsuri luate în calcul și de către autoritățile din Marea Britanie. Bună oară, oficialii din securitate se gândesc că dacă este necesar să ridice gradul de alertă, pentru că vorbim de o țară în care se află foarte mulți musulmani, persoane care deja și-au spus punctul de vedere, au fost deja câteva manifestații în stradă, știm, sunt vocali peste tot în lume și e normal să fie așa, dar pentru a își ține cetățenii în siguranță, iau în calcul, așa cum vă spuneam, oficialii de securitate din Marea Britanie să ridice alerta de securitate. Dar mai multe putem să aflăm chiar acum de la jurnalistul Ciprian Vârlan, este în direct cu noi din Londra și mulțumesc foarte mult. Bun găsit, Ciprian! Bun găsit, Irina, bun găsit tuturor, autoritățile și în mod special șeful serviciului MI5 ia în considerare ridicarea alertei teroriste dacă lucrurile se vor înderăutăți. Suntem deja pe nivelul 3 în Marea Britanie, 4 însă doar Irlanda de Nord, pentru că acolo este o situație mai dificilă. Dar lucrurile în acest moment se pot răutăți, având în vedere că, de exemplu, astăzi, la orele 12 ora Marii Britanii, deci în scurt timp, vom avea un amplu protest, din păcate, pro-Palestina, dar și protest pro-Israel. Autoritățile încearcă să evite ca aceste grupări teroriste să nu... One minute, please. Aceste...
place. Yes. No. Yes. You do not record here. I'm a live TV and I'm on the screen. No, I'm sorry. But your school is down the road. Da, e o mică problemă acolo. E un cetățean nemulțumit că sunteți probabil în fața casei. Sorry. Nu-i nimic. Dacă e o problemă, putem să continuăm prin telefon, Ciprian. E ok? Vrei să continuăm prin telefon transmisiunea? Da, din păcate. Hai să facem așa. Așa cum vă spuneam, Irina, putem continua lucrurile având în vedere că sunt pe o stradă unde în nordul orașului se află foarte multe școli israeliene. Acest lucru, Brigi Sunac a cerut ca aceste instituții să fie securizate, să aibă mai multă protecție, având în vedere că lucrurile în orice moment ar putea să se răutățească. Însă autoritățile încearcă, Irina, să oprească aceste situații. De altfel, dacă am văzut acum două zile în fața sediului guvernului mai mulți musulmani rugându-se lui Allah, lucru care poate până la 6 octombrie acest lucru ar fi fost imposibil în Marea Britanie, astăzi autoritățile sunt mult mai obediente, să spunem, sunt mult mai relaxate, tocmai pentru a preîntâmpina un posibil atac terorist. Marea Britanie, Irina, știi bine, are multe astfel de evenimente negre în istoria sa. E adevărat, dar Ciprian, uite, îți propun să facem așa, tocmai pentru că vrem să fii și tu în siguranță acolo. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Dacă e ok, continuăm transmisiunea prin telefon sau Skype, o să vedem cum e mai simplu pentru voi și revenim în câteva momente. Și vă reamintesc că spunea ceva mai devreme Ciprian Vârlan că în Londra este așteptat să înceapă în scurt timp un protest. De fapt sunt două mișcări, una pro-israeliană, una pro-palestiniană. Deci este posibil ca acolo să degenereze situația, evident, dacă autoritățile nu sunt pe fază. Dar sunt pregătite de obicei autoritățile, pentru că știm, în Marea Britanie există foarte mulți oameni în toată lumea și foarte mulți dintre ei se simt bine acolo. E incluziune în capitala Marii Britanii față de alte zone. Oamenii se simt bine de oriunde ar veni. Știm că sunt foarte mulți români, cred că e cea mai mare comunitate în momentul acesta în Marea Britanie, nu mai vorbim de Londra, că e plină de români. Așadar, da, ne interesează ce se întâmplă acolo, Ciprian. Da, lucrurile, ai văzut un pic mai devreme, sunt destul de tensionate aici la Londra. De altfel, nordul orașului unde eu mă aflu este o zonă plină de cetățenii evrei. De altfel, diseară, autoritățile în această zonă vor fi în alertă, având în vedere că pe fosta rețea de socializare Twitter nu s-au anunțat un amplu protest și aici, care ar putea degenera în violență. Poliția va disloca sute de ofițeri de poliție. Londra astăzi, practic, este, dacă o putem numi așa, pe un butoi cu pulbere care, din păcate, da, poate exploda, deși avem această stație de război. Autoritățile, îți spuneam, Irina, sunt extrem de vigilente, având în vedere că nu MI5 vom vedea în zilele următoare dacă vor ridica această alertă de siguranță, de alertă teroristă. Suntem pe nivelul 3 substanțial, ceea ce înseamnă că un atac terorist ar putea fi posibil. Însă autoritățile, poliția în mod special, da, a ridicat alerta de siguranță. Ne spune să avem grijă în zonele foarte aglomerate ale orașului, pentru că în orice moment se poate întâmpla ceva. Putem vedea stațiile de metro care în centrul orașului sunt împânzite și forțe mult mai mari, impresionante de poliție. Pare ca așa, ca suntem într-o situație de război, însă nu în Europa, dar Londra arată ca într-o zonă, ca o zonă militarizată, având în vedere că săptămâna trecută la protest au fost arestații peste 21 de protestatari. Am avut și două arestări în această săptămână care autoritățile spun că au legături cu terorismul. Două persoane care susțineau gruparea teroristă Hamas au fost arestate la Londra. De altfel, la Londra, poliția metropolitană, Irina, spune că orice pachet, orice persoană suspectă care ar putea susține sau nu o grupare teroristă ar putea fi arestată. Toate pachetele suspecte ar putea fi detonate fără să stea la discuții poliție. Poliția, având în vedere, Irina, dacă
ne amintim, a fost o situație la încoronarea regelui Charles, nu am avut-o în luna mai, când autoritățile au spus că au cheltuit peste 120 de milioane de lire. Populația a fost nemulțumită de această sumă exorbitantă pentru o Mare Britanie în care spuneai, da, trăim foarte mulți cetățeni români și o Mare Britanie care are în continuare probleme economice. Însă iată că astăzi avem răspunsul sau vom vedea dacă avem în totalitate răspunsul de ce autoritățile cheltuie atât de mulți bani. Avem și inteligența artificială care intră din nou în joc, are un rol important. Autoritățile se vor folosi azi de aceste camere de pe străzile orașului cu inteligența artificială. Deci lucrurile sunt extrem de fragile și extrem de sensibile într-o capitală în care, da, spuneai, este o popularitate extrem de mare. Trăim aproape peste 10 milioane numai de cetățeni străini. Comunitatea musulmană este extrem de mare. Proteste pro-Palestina câștigă aproape săptămânal noi adepți și acest lucru poate pune autoritățile în situații destul de dificile, pentru că dacă inițial protestul a pornit pro-Israel, iată că pro-Israel nu mai este atât de vocală, dar se adună în fața televiziunii de stat BBC și protestează acolo, însă pro-Palestina, astăzi autoritățile spun că peste 150.000 de oameni ar putea fi pe străzile orașului să susțină Palestina. Da, voiam să te mai întreb un lucru, Ciprian. Care e starea de spirit a populației? Evident, sunt foarte mulți oameni acolo, dar ai simțit așa, ne spuneai ceva mai devreme că e mai multă poliție peste tot. E un oraș în care totuși te simți în siguranță, Londra, tocmai pentru că au fost și acele manifestări de care pomeneai tu. Sunt o grămadă de oameni vocali, sunt o grămadă de proteste, sunt o grămadă de oameni care spun punctul de vedere și, da, se mizează foarte mult pe incluziune. Dar simți așa o iritare în rândul populației? Sunt oamenii mai speriați sau pur și simplu își văd de viața lor? Populația este un pic nemulțumită de ceea ce se întâmplă astăzi la Londra și de ce autoritățile permit astăzi lumii musulmane să se exprime atât de vocal. Nu durileze acum imagini de la sediul guvernului, da, unde marți sau miercuri aceștia au genunchiat în fața guvernului, s-au rugat lui Allah. Lumea este puțin nemulțumită, mai ales că totuși Irina, da, poate multora nu o să le placă ceea ce spun mulți, astfel de oameni trăiesc din ajutor social de la statul britanic, da, acești pro-Palestina. Bine, nu toți și nu putem oamenii să generalizăm, că până la urmă... Cunosc foarte bine situația, pentru că lucrez și în sistemul de sănătate publică, deci cunosc foarte bine aceste sensibilități și oamenii sunt un pic nemulțumiți. Vedeam pe rețelele de socializare că acești oameni care susțin Palestina mâine bat la ușile primăriilor și cer ajutor social. Este o stare de nemulțumire, dar este o stare de incertitudine, pentru că, nu spuneam la transmisiunea precedentă, Londra a cunoscut multe astfel de evenimente nefericite. Nu este totuși confortabil să vezi atâtea forțe de ordine pe străzile orașului, însă da, Londra poate părea astăzi fericită că nu se află printre cele două țări care au trăit deja experimentul unui atac terorist, însă am avut în această săptămână o aeronavă la Manchester care a fost ținută la sol, a venit din Dubai și a fost ținută la sol pentru că pe adresa de e-mail a aeroportului venise că s-ar afla o bombă. Autoritățile răspund extrem de prompt la toate astfel de informații. Un sediu de televiziune din Scoția a fost evacuat în această săptămână. Deci se simte oarecare de stare, mai bine spus, de incertitudine și de nesiguranță. Da. Însă britanicul de rând este nemulțumit de faptul că astăzi Marea Britanie este atât de tolerantă cu astfel de lucruri, însă autoritățile ne spun că trebuie să avem toleranță, inclusiv regele Charles, care nu a făcut referire la cele două situații de război, da, vorbim de Palestina, vorbim de Israel și de Ucraina, a spus că trăim vremuri destul de grele și că trebuie să avem toleranță și a făcut din nou legătură subtilă, așa cum făcea și mama sa, la relația cu China, care știm bine și acolo este o situație destul de incertă. China este invitată de altfel la începutul lunii noiembrie în Marea Britanie, pentru că avem summitul inteligenței artificiale și iată se pune din nou în discuție cât este de bine sau nu să avem. Dar
lucrurile vom vedea ce se vor întâmpla. Astăzi avem peste 1000 de ofițeri de poliție prezenți la un protest pro-Palestina, care până de curând nu ar fi fost posibil acest lucru în Marea Britanie. Da, vom vedea ce se va întâmpla la acest protest. Mulțumesc foarte mult pentru această corespondență, Ciprian Vârlan, în direct cu noi din Londra. Și pentru că e foarte important ce se întâmplă în acest moment în fâșia Gaza, generalul în retragere David Petreus, fost director al Agenției Centrale de Informații, a apreciat că o invazie terestră a armatei israeliene în fâșia Gaza s-ar putea transforma foarte repede într-o luptă urbană de gherilă. Vorbind după atacurile brutale ale militanților Hamas asupra Israelului, care au provocat 1400 de morți și mii de răniți, fostul director al CIA și general în retragere al armatei americane David Petraeus a avertizat că o invazie terestră în fâșia Gaza s-ar putea confrunta cu o opoziție sinucigașă din partea teroriștilor Hamas. If there is creative in the defense as they were in that horrific, barbaric, unspeakable attack, then you'll see suicide bombers, you'll see improvised explosive devices, there will be ambushes, booby traps, and the urban setting again could not be more challenging. Petraeus a remarcat că orașul Gaza este similar ca mărime cu Mosul din Irak, care a fost bastion al ISIS, și că Israelul s-ar putea confrunta cu provocări similare dacă va intra în orașul Gaza. It's hard for me to imagine a more difficult setting than this particular one, and I was one who commanded forces in a number of major urban operations. Experții militari spun că Hamas deține drone în interiorul unor arsenale ascunse care pot include și alte arme avansate pentru care Hamas a muncit ani de zile să le cumpere. Pe măsură ce intensitatea războiului din Gaza crește, la fel cresc și șansele ca Hamas să dezvăluie o surpriză mortală, potrivit analiștilor care studiază capacitățile militare ale grupului. La o zi după atacul din 7 octombrie împotriva Israelului, Hamas a anunțat că a folosit 35 de drone cu autodetonare, toate bazate pe primele proiecte de arme ale lui Zuari, în asaltul pe care a numit-o operațiunea Al-Aqsa Flood. Vă reamintesc că informațiile momentului este în plină desfășurare la această oră la Cairo, un summit pentru pace în care se vorbește în principal despre situația din fâșia Gaza, care se confruntă acum fâșia Gaza cu o criză umanitară. Se aștepta ca un transport de ajutoare, de alimente, medicamente, să ajungă un transport consistent să ajungă în fâșia Gaza, dar doar 20 de camioane au putut să treacă granița, atât a fost lăsată granița deschisă de către autoritățile din Egipt, care încearcă acum să găsească o soluție pentru a-i ajuta pe cei din fâșia Gaza. Între timp, urmărim ce se întâmplă și în București. Este anunțat pentru astăzi un meeting al cetățenilor palestinieni. La ora 16 începe acest meeting și vă ținem la curent cu ce se întâmplă acolo. Și de asemenea, o situație în desfășurare în fâșia Gaza. Vă spuneam, o criză umanitară de proporții. Au rămas cei de acolo fără provizii, fără utilități, spitalele practic nu pot să mai funcționeze, nu pot să fie făcute intervenții chirurgicale, iar autoritățile din Egipt au spus că nu au de gând să primească refugiați de acolo, din fâșia Gaza, decât dacă sunt persoane care au nevoie urgentă de ajutor medical. Urmărim toate aceste subiecte, vă invit să ne revedem la ora 18 la jurnal. Până atunci, de la fix, de la ora 14, Travel & Fun.